Gata, putem să ne așezăm. Am dansat, am cântat. N-aveai cum să deranjezi piesa momentului în România, nu? N-aveam cum, ai văzut până la ultima secundă am lăsat-o. Da. Nu de altea, dar se supărau cei de la Facebook pe noi dacă intram cu 300 și Andra în direct. Tot pe pagina Radio Europa FM. Tot primul loc în trending. Mai nu cred că mai sunt. Uite, verific imediat. Însă au stat săptămâni bune. Da, a fost ceva senzațional. Au stat săptămâni bune acolo. Este exact ceea ce le-am dorit când am vorbit cu ei în direct, cu Laurențiu Duță și cu Andra. Le-am dorit treaba asta să fie number one în YouTube trending. Ai vorbit cu ei de la România? Da. Eu pot să zic, ca să dau din casă așa, că am vorbit la un moment dat cu Cătălin Măruță. Așa. Nu mai știu când era, cred că de ziua lui sau de o sărbătoare, când am urat câte ceva. Și îmi spunea de Andra că e, cum să spun, o doare foarte tare că nu are concerte, știi? Pentru că Andra cântă mereu. Eu la un moment dat am făcut un interviu cu ea în care... Când se difuza genericul ăla dinainte de interviu, ea a început să se cânte. Uh-huh. Zic, păi așa faci? Și ea spune, dar mereu cânt. Eu mereu am o melodie în cap. Și Cătălin îmi spune, acum știi, băi, zice, merge prin casă și cântă. Ce ai, Andra? Zice, aș vrea să fiu pe o scenă, aș vrea să le cânt oamenilor, aș vrea să fiu și eu undeva, să fie lume, să se bucure. Ea chiar trăiește din... s-o trăiește ca să cânte. E ceva formidabil. M-am bucurat și când i-am auzit vocea la telefon și am și spus-o, știi? Da. Că măcar la concert nu mai aud vocea, ți-o mai aud aici la radio când difuzăm piesele și cu Laurențiu la fel. Nu găsesc cine-i number one pe YouTube, o să rog ascultătorii noștri să intre, nu știu ce am azi, nu găsesc trending-ul. Da, să ne dea și... Să le spune ce piesă mai e number one pe YouTube în România, dacă mai e asta, melodia pe care am ascultat-o ceva mai devreme. Dacă vreți concerte în România, hai să discutăm despre asta. Că de la 1 iunie, așa a zis premierul, ne relaxăm. Care o fi primul concert? Hai cu frână, stai un pic, frână? Că e chiar așa. Bine, frână și rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Cu ceva vreme în urmă, dacă vă aduceți aminte, am și discutat la România în direct împreună. Premierul Câțu ne-a dat un orizont de așteptare și a zis, domnule, dacă merg lucrurile așa cum se întâmplă acum, vaccinare, restricții, la 1 iunie începem să intrăm în normalitate, spunea domnia sa. Sigur că intrarea asta în normalitate a fost văzută de foarte multă lume și pe drept cuvânt ca un moment al eliberării. Ura, 1 iunie, se termină. Nu se termină chiar atât de repede, că vaccinarea mai încetinește, merge mai greuț și nici restricțiile nu sunt cele mai restricții din toată lumea. Pe de altă parte, statul român nici nu impulsionează vaccinarea prin așa numitele certificate, prin care, de exemplu, uite, multă lume cerea, apropo de concerte. Uh-huh. Ai certificat, intri la concert, îți mai faci acolo un test rapid să nu fie o problemă și intră la concert. Statul român zice nu și nu și nu și nu la treaba asta. Președintele Iohannis și premierul Câțu se opun cu asupra de măsură. Ei, astăzi, întrebat într-o întâlnire cu jurnaliștii de treaba asta, domnule, cum rămâne cu 1 iunie? Au întrebat jurnaliștii pe președintele Iohannis. Acesta, cum să zic, i-a cam luat cuvintele domnului Câțu înapoi, știi? Vrei să-l ascultăm? Îl ai? Da, hai să-l auzim. Deci să nu credem din greșeală că 1 iunie este data de relaxare totală. Nu va fi. Nu va fi. Ne-a liniștit. Da, nu e ca și cum noi n-am fi bănuit, adică, bun. Și acum întrebarea este de ce nu va fi și când va fi. Mai rămâne, domnule, augustul ăla în care scoatem măștile? Mai rămân cele 5-10 milioane? Cel mai probabil că nu rămân. De ce se întâmplă chestiunea asta? Trebuie să fim sinceri cu noi. În România și nu numai, în foarte multe țări ale lumii, o parte din populație dorește să se vaccineze cât mai de degrabă. Partea asta se cam termină în România, ea este evaluată cam la 30% din populație. Ai un corp al populației care e nehotărât undeva între 30-40% și care se uită să vadă ce o să se întâmple, cum o să se întâmple. Și mai e un corp al populației de 30% care respinge de facto vaccinarea, adică nu dorește și nu poți să-i urnești de acolo. E, pe cei 40% care sunt nehotărâți și ai putea să-i îndemni sau să-i convingi sau să le arăți o variantă mai atractivă, statul nu îi atinge nici cu o floare, adică în afară de președintele Iohannis și premierul Câțu și medicul Gheorghiță, cine-i comunică lucrurile astea? Domnul președinte, o fi având el o cotă de încredere uriașă și domnul premier la fel o fi foarte simpatic acum că l-a dat jos și pe Voiculescu,
Dar în realitate oamenii nu au cea mai mare încredere în politicieni. Tu ți-ai pune un poster cu Iohannis, adică pe... Uite că nu m-am gândit niciodată la asta. Unde să-l... Nu știu unde ți-ai pune, da, un poster și... Am crescut cu posterul lui Ceaușescu deasupra capului, acum m-am săturat de... Vezi, oamenii au, cum să zic, au alt sistem de valori, se uită către alte persoane. Politicienii stârnesc neîncredere și, în general, divizează. Da? Gândește-te că ani de zile domnul Iohannis s-a bătut cu PSD-ul, da? Aici vreau să înțelegeți corect, nu vorbesc într-o cheie politică, aici nici nu e un reproș. Dar oamenii care, care au fost din PSD sau din zona respectivă, crezi că astăzi privesc cu încredere la domnul Iohannis când îi le povestește despre un vaccin? Neîncrederea între... și invers. Dacă ar veni domnul Ciolacu. Ce ar trebui să se întâmple, Cătălin? Sugestia este ca altcineva să se ocupe de comunicare, nu neapărat politicienii? Da, este sugestia următoare. Ca guvernul să dea o parte din această comunicare către profesioniști, către agenții care comunică, care să facă, conform standardelor lor profesioniste, identificarea publicului. Știi cum să face o astfel de campanie, da? Se identifică publicul, se sparge publicul mai multe categorii, fiecare categorie acceptă un tip de mesaj și un anumit tip de emițător. Da, așa se face. De exemplu, s-a implicat și biserica. Mă gândesc acum la zonele rurale, unde vezi, poate avea mesaj. Noi gândim că toată treaba vine dinspre stat sau dinspre autoritate. Or, eu sunt foarte convins că oamenii s-ar vaccina sau ar avea mai multă încredere când le-ar vorbi alți oameni pe care îi știu, pe care îi admiră sau oameni de lângă ei. Ar trebui să fie medici? Ar trebui să fie medicul pe care le știi cel mai bine, cardiologul care te-a salvat. Ar trebui să fie medicul tău de familie cu care te vezi zilnic. Ar trebui să fie vedeta la care te uiți pe YouTube și de care ți-e drag, zic iarăși un nume. Delia, da? Ar trebui să zic că... Și ai încredere în Delia dacă spune vaccinează-te? Unii oameni au încredere în Delia sau Mihai Bendeac sau le dau stări de bine. Alții au încredere în Angela Gheorghiu. Sunt tot felul de personaje. Adică asta este o comunicare care, structurată pe diverse zone, poate să ajungă la fiecare om. Unii au încredere în cântăreți de muzică populară. Încredere. Notorietatea aceea se traduce în încredere. Dar, în acest moment, sigur că în momentul în care faci comunicare cu... De fapt, cei mai de neîncredere oameni din România, uită-te pe orice sondaj din ăsta, că ai armată, biserică și politicienii la coadă. Acum cine să luptă pentru treaba asta? Politicieni și presă, care și ea e la coada încrederii? Deci nu prea o să iasă treburile așa cum își închipuie oamenii. Eu de asta militez aici pentru o campanie care să se ducă pe mai multe canale și care să se refere la preotul, polițistul, om obișnuit, profesorul și, da, vedete, oameni... Și un acces, și un acces mai facil, Cătălin, cred că ar fi binevenit, mai ales în zonele unde... În orașele mari. În orașele mari, cred că accesul e mai ok decât în comune, sate și așa mai departe. Adică, da, să te duci acolo la om, în centrul comunei, să pui... Mă, da, oamenii trebuie să aibă încredere în cineva. Da, și știi cum aș povesti, mă rog, astea puteți să mă criticați, astea-s idei. Dar toți oamenii care și-au făcut vaccin și sunt bine, sunt o voce, nu? Adică au voce, nu? Tu ești bine, nu? Corect. Ești bine acum. Dacă le spui prietenilor tăi și părinților, păi sunt bine. Bine, sunt bine, depinde, adică la... Depinde. Mă rog, nu m-am abținut. Nu, sunt ok, sunt ok. Sunt vaccinat, sunt ok, da. Ești ok. Cu prima doză, mă rog, după a doua, vedem. Da, o să fie bine și după a doua. Da. Bun, am aflat cine este numărul 1 în training. Primește-mă. Mai vechea noastră cunoștință. Ia, Țancă, pe el la ăla, Uraganul. Da. Uraganul, vezi, fiind locul 1 în training, eu aș scrie și face maneaua vaccinului. Serios. Ești plin de idei interesante. Serios. Astăzi. Da, știu că pe aici multă lume o să... Domnule, nu numai doctori. Nu este adevărat, e un efort colectiv. Dacă pe Țancă îl văd în clip acolo un milion de oameni... Da, dar vezi că... Și îmi cer scuze că prelungim puțin intervenția. Da. Vezi că treaba asta se poate transforma într-o chestie negativă. Adică poate veni un... Nu știu, o personalitate publică, să zicem. O persoană publică și să spună, domnule, nu e bine să vă vaccinați. Dar sunt multe care fac chestia asta. Și iar nu știu dacă este ok să dai cuvântul unora care nu sunt de specialitate, indiferent că sunt artiști mari, că sunt, nu știu, actori, cântăreți. Aici m-ai pus cumva pe gânduri, dar e o dezbatere care merită purtată, nu? Dar dacă ei s-au vaccinat și au avut încredere, pot să spună, nu?
Poate să spună pur și simplu, uite, eu m-am vaccinat și sunt ok, sunt, știi, nu neapărat să zică du-te și vaccinează-te, pentru că totuși aș avea mai multă încredere într-un cadru medical care mi-ar spune și mi-ar explica de la A la Z beneficiile vaccinului. Da, sunt de acord cu tine. Sau să spună măcar, uite, informează-te. Corect, asta uite, da. Uite, intră pe site-ul ăsta. Dacă vine Smiley și spune treaba asta, n-ar fi ok. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Striblea. Te așteptăm mâine la deșteptarea României. Vine de la 13 mediului, da. Vinerea verde s-a dus. Vinerea verde s-a dus cu pluta de când se închid magazinele la ora 18. E vinerea panicii, nu vinerea... Așa e.